Se reabilitează blocuri de pe Bulevardul Nicolae Titulescu și Strada Arcului, care au fost cuprinse în prima cerere de finanțare europeană. Primele blocuri intrate în reabilitare sunt cele din cererea de finanțare numărul 1. S-au pus schelele pe străzile Arcului și Titulescu și în prezent se lucrează acolo. O lună și jumătate aceste lucrări ar trebui să fie finalizate. Lucrările de reabilitare ar trebui să înceapă și la celelalte 6 scări de bloc cuprinse în cererea de finanțare numărul 2, de pe străzile Dorobanți, Cireașov, Alea Cazărmii și Văilor. Însă toate aceste imobile au probleme cu autorizarea balcoanelor sau a șarpantelor. Pe CF2 n-am reușit să dăm ordinul de începere pentru că până în prezent locatarii n-au reușit să-și finalizeze documentația și n-avem niciunul dintre blocurile aferente acestei cereri fără o singură problemă. Noi ca și primărie mergem în paralel cu concesionările în vederea obținerii acestor autorizații. Primăria Slatina a primit aprobare pentru reabilitarea 105 blocuri cuprinse în 10 cereri de finanțare. Licitațiile pentru cererile 8 și 9 vor fi reluate. Pentru cererea de finanțare 8 și 9 am avut depuse oferte neconforme și va trebui să reluăm licitația. Aproximativ 75% din blocurile din Slatina au fost reabilitate termic până acum, fie cu fonduri guvernamentale, fie prin diferite programe inițiate de Primăria Slatina.